Batin și Strohmeier. Parcă nu ar juca în aceeași echipă cei doi. Borceanu mai are încă o dată șansa unei centrări, întârzie însă destul de mult, joacă în spate pentru Pablo Brandan. Centrarea lui Brandan la fel de slabă, Gardoș riscă și iese din defensivă, Gardoș îl faultează pe Băcilă. Vede roșu direct. Nu-mi dau seama ce a văzut István Kovács, i-a rupt piciorul lui Băcilă. Cred că are piciorul rupt, s-a auzit o trosnitură. Jucătorii Pandurilor își pun mâna la ochi. Decizie corectă luată de István Kovács, care s-a uitat să vadă ce are jucătorul gorjean. I-a rupt piciorul. Dramă aici la Ploiești. Băcilă ar avea nevoie de oxigen, cred. Revedem faza. Oh da, l-a lovit sub apărătoare, piciorul drept al lui Gardo și iată, cum are piciorul, nu se poate, l-a prins sub apărătoare.